număr mare, pentru că sunteți foarte mulți. Dragilor, vreme de 35 de ani, țara noastră a fost cotropită pe PSD și PNL, care și-au umplut buzunarele, confiscând instituțiile și resursele publice. Și au dat mâna pentru a controla tot ce înseamnă putere și bunăstare, au vândut bucată cu bucată pământurile, pădurile, fabricile și minereurile noastre. Ne-au păcălit cu proiecte și planuri mincinoase, precum acea Românie educată pe care o promitea șeful statului eșuat, ne-au păcălit cu lamentări și un război politic simulat pentru ca oamenii să cadă din nou în plasa speranței că se vor ține de cuvânt. Ei, din câte vedeți, nu a fost așa. În acești 35 de ani, PNL și PSD și-au împărțit doar funcțiile și banii, niciodată responsabilitatea. Ne-au oferit o țară aflată astăzi în pragul colapsului, pentru că tinerii și forța de muncă au plecat în lumea largă și micile afaceri au fost întrebate. Curând, nu va mai avea cine să plătească pensiile părinților și bunicii noștri. Hoții, corupții, plagiatorii, parveniții, amantele și incompetenții, cupile, s-au bucurat de ascensiune, iar politicienii care trăgeau sforile cântau prohodul României și se bucurau. În 35 de ani, județul Botoșani nu s-a bucurat decât de peticii, acolo unde infrastructura s-a rupt în două. Drumurile și teatrul cu care se laudă PSD sunt, de fapt, eșecuri colosale, pentru că proiectele datează de peste un deceniu, iar finanțările atrase la momentul respectiv nu mai reprezintă nicio treime din banii pe care toți cetățenii au scos din buzunare în cele din urmă. Și să nu uităm de alte proiecte importante pe care nici astăzi profesioniștii PSD și PNL nu au reușit să le finalizeze. Iar aici amintesc de spitalul de boli paliative, care se degradează deja cu lacătul de ușă. Suferim de 3 decenii și jumătate această înapoiere pe care ne impune PNL și PSD. Îndurăm de tot atâta timp minciunile sfântate ale unor trădători. În timp ce ne promiteau modernizare și prosperitate, politicienii tradiționali au orchestrat, de fapt, cel mai mare jaf național. Au transformat România într-o marfă pe care au vândut-o străinilor și intereselor unor afaceriști de carton. Fabrici care cândva produceau mândrie națională au fost închise sau date pe mâna emoții. Noi, botoșănenii, suntem martori și victimele unor astfel de situații dramatice. Nu doar că ne-au trădat, ci au distrus însăși fundația pe care România ar fi trebuit să fie construită. PNL și PSD niciodată nu au plătit pentru deciziile lor, niciodată nu au răspuns pentru dezastrul pe care l-au creat. Au blocat justiția, au manipulat opinia publică, au îngenunchiat economia. Nu au avut niciodată un plan real pentru această țară, doar planuri pentru binele lor personal. Este timpul să înțelegem asta și să deschidem ochii. Aur este singura forță politică care poate rupe acest cerc vicios. De aceea am venit alături de oameni din fața dumneavoastră. Candidez pentru Senat tocmai pentru a le spune în față acest adevăr a celor care ne-au contropit și ne-au abandonat. Suntem cu toți în aceeași barcă. PNL și PSD vor să ne scufunde, dar noi vom lupta până când vom ajunge la țărmul unui visat. O țară dreaptă și destulă pentru toți oamenii săi. Vă mulțumesc!